Uite, baby! Uite, baby, copaci! E verde, de mangă! Bă, pleacă, bă, de aici, n-auzi! Începe! Metal, tată! A dărâmat Jack drona! Bă, cu piciorul, da, se repară! Păi da, păi slană Mariane la toată lumea și bine ați revenit. Sunt acușica la Cluj, la Colojvar. O să dorm aici peste noapte pentru că de dimineață trebuie să mă trezesc de vreme pentru că trebuie să iau de la aeroport pe viitorul naș al fiului meu, a.k.a. Bordea Cătălin. Mă rog, vine și Livia. Care o să fie nașa fi... Fuck. Știi ce se zice? Fă-te frate cu diavolul că o să fie mai ok în iad, nu știu, ah, no, fuck, în fine. Și pe Bucălaie și pe Alexandra, vin cu avionul, vin pentru botezul lui fiu meu, facem botez foarte micuț, sunt doar câțiva oameni, mai vine micuțul cu Dumitrița, Nicolae, Crețu și sper să fie drăguț. M-a stresat foarte tare, foarte, foarte tare că i-am chemat pe tot weekendul, am luat o pensiune. Stresam să organizez chestii, sincer. Bun, și mâine mergem să-i luăm. Și mâine seară o să vină și restul invitațiilor. O să facem un ceau, o să mâncăm cu tăță. Frumos. Trebuie să fie cald și nu e. O să fie vreo 12 grade afară, ceea ce... Mă duc să fac nanți. Mă joc un pic de Warzone, de fapt și pe aia fac nanți. Ca să nu... Să fie treaba. Voi ce mai faceți? Ce mai faceți? Ești ok? Totul frumos? A? The next day. Aici era. Deghizată nouă. Bag-o pe aia mare prima. Mă tot și sed. Squish it, squish it. Squish it. Ce pui că ai jeepă? That's how you roll, motherfucker. Yeah! Aici se fabrică nepoții. Got it! Uite, baby, satul, baby! Ia uite, baby, copaci cu flori, baby! Ia dă-mi puțin camera! Uite, baby! Baby, dar de unde își iau curentul? Cum se numește? Canapea de țară, canapea... Canapea de asta țară. E sofa de la țară. Sofa curții? Sofa de la curte? O fi de la mob amator? Că nu cred că e de la mob expert nu asta. Deci, domnul Bucălaie mi-a făcut un cadou foarte drăguț, mi-a făcut o lumânare care scrie slană și scrie slană din jumări. Ne plac nou. E valabilă și asta la John Candles, prin comandă specială? Da, dacă da. Pentru botezuri de porci, nu de porci. Camera lui Cătălin. Nu poți să faci sex. E că poți, dar se aude. Hei, salutare și bine lui Curtea. Salutare și bine ați venit la OCP. Începe. Filma podcast în ciubăr. O foarte drăguț, a venit și Bucă. Alexandra n-a venit. Doamna Bucă. June Candele. Ești tu și ai lumânări de pe June Candele. June Candele. Oh my god. S-am făcut poze drăguțe, să vedeți acolo. Mâneți-ne pe Instagram, să vedeți. Mult mai beau și nu mă împăt. Am mâncat un ceaun aici cu toată lumea. Frate, cum ești? Slele Mariane! Luna lui Curtea, cum te simți la botezul fiului tău? E mâine. Ok. Azi e prequel. Eu sunt el lui Curtea și bine zi de la vlogul meu. Fake news. Hei, uite, soția lui Curtea. Alături de el lui Curtea. Să facem testul suprem? Fii atent. Tati, ce faci acolo? Nope. Ce faci acolo, tati? Nope. Tati Luna, ce faci acolo? Nope. Ce haos aici, nu mai filma că nu e aici botezul, nu mai filma că e dezastru. Păi asta e adevăratul vlog, frate, adevăratul vlog. Salut, sunt Căcău și acesta este Slană Mariane podcast. De când am venit, am fost urmărit de o haită de câini, am fost exorcizat de preot fără voia mea.
am fost propus ca și consilier în sat și mi s-a dat o... Se numește aia, mă, ca să nu te violeze nimeni când pleacă bărbatul. Centură de castitate. Și o centură de castitate. Metal, tată. But before that... Care-i faza cu pădurile? N-am o glumă aici, pentru că vreau să vorbim puțin serios despre subiect. Nu știu dacă știți, dar în România există 500.000 de hectare de pădure care nu e recunoscută a fi pădure. Asta înseamnă 7% din suprafața totală împădurită a României. E mult! Pădurile acestea sunt crescute în ultimele decenii pe fostele pajiști, sunt sălbatice și nu sunt ocrotite de niciun fel de lege pentru că ele teoretic nu există. Ba mai mult, proprietarii acestor pajiști sunt plătiți de către stat să întrețină pajiștile, ceea ce înseamnă automat că trebuie să defrișeze aceste păduri. Și în același timp, România plătește foarte mulți bani anual prin programul PNDR pentru împădurire. Practic, România dă bani să se defrișeze și să se împădurească în același timp. Exact. Eu m-am alăturat de mersul lui celor de la WWF România să protejeze aceste păduri ale nimănui și să facă în acea fel încât proprietarii pajiștilor devenite păduri să primească plăți compensatorii pentru a le întreține. Și putem ajuta cu toții. Trebuie doar să trimiți textul PANDA la numărul 8864 prin SMS ca să donezi 4 euro lunar. Pentru că până la urmă, pădurile sunt ale noastre, ale tuturor. Toți respirăm același aer, nu? Le salvăm pe ele, ne salvăm pe noi. Uite că a ieșit și soarele. Nu uita, SMS la 8864 cu textul PANDA ca să ne facem nouă un bine tuturor. Nu? The next day. Face familie! Sunteți pregătiți de botez? Da, să fiu o princesă! Sunteți stresați? Nu! Tati? Trebuie să ajungem acum repede, că am întârziat. La ce, pleacă popa? Suntem îmbrăcați toți frumos, suntem prințese și prinți. Toată Luna? Lumea. Oh, I am a princess, a princess, a princess. Trebuie să prindem, are și începător popa? Hă? Are deschizător? Are opener. Are opener? E super totul. A venit și Micu aseară, n-am apucat să-l filmez, că eram stresat. S-au distrat, s-au băgat în ciupăr, s-au bălăcit. Sunt Mahmut? Da, puțin da. Am găsit ceva. Să trăiți. Salut, salut. La cât se deschide Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată trufia lui. Sunt atât de emoționat, mi-am botezat al doilea copil și sunt bucuros că toți oamenii au fost alături de mine și amon, când o să vezi asta, să știi că te iubesc enorm și vreau să iei un model de la mine, de la tatăl tău și ne vedem acasă la mâncare. Și ne-am întors de la biserică, acum suntem acasă la petrecerea de după botez. Eu sunt aici cu proaspătul botezat amon, copilul meu. Uite-te la cana, zi, Slană Mariene. Slană Mariene, Slană Mariene. Urmează petrecerea și ne auzim mai încolo, mă, de la prietenii mei, prietenii lui Nelu Cortea. Fiecare în boxa lui.
Amor de Morlaca. Cuceritor din fire, Bordea reușește să pună mâna pe soacră chiar de față cu socru. Acesta, în loc să fie furios, pare fericit că a scăpat de soacră. Ba chiar aplaudă curajul lui Bordea. Însă puțin mai târziu, socru vrea să vadă pe pielea lui de ce e Bordea atât de special, în timp ce soacra găsește o nouă cucerire pe Bucălaie. Cum se va termina această poveste bolnavă de dragoste, veți vedea în episodul următor. Sau nu, că nu mai e altceva. În fine, Amor de Morlaca. Începem această chestie, această epopee trează. Dă puțin copilul până la mine. Nu, chiar nu. Bă, frate, eu n-am avut bani de țan ca uraganul, că n-am ajuns încă la nivelul ăla de vlogger. Dar frate... Dar am pus altul ciorbă, mâncați aș gura ta. Alo, alo. Și suntem aici, viate, vină cu a yeah. Follow me. I follow, where? E beat, e mangă. Dar ochii roșii de la băuturi se vede foarte clar. Bă, pleacă, bă, de aici, n-auzi? Laura Stoica. Un actor grăbit. Bă, nu, you can leave your hand on, dacă a few moments later. Suflă! Nu! Nu! Mai dai foc să danseze Bordea cu tortul! Asta ești tu, Cătăline! Uite acolo! An eternity later. Doamnă, senzațional! Doar că ne frige la cup. Frige la cup? Gata! Ziua de botez. E târziu. Nu știu câte ceasul, foarte frumos, a fost foarte frumos. S-a dansat, s-a mâncat, s-a râs, s-a băut. Eu am șofer. Slana. Slana. N-am luat bacul. Sfanică zis true. Ne-am băgat în ciubăr. Am văzut sateliția lui Elon Musk și am fost, oh my god. Foarte drăguț. A fost foarte frumos, lumea s-a distrat, Slana fie cu voi. The next day. Și Nelu Cuartie aici, ieri s-a terminat botezul, astăzi este duminică și am zis să facem o plimbare cu familia și cu prietenii mei. Mergem la pietre astăzi, astea sunt pietrele. Slana! Elegant, dar de la București. Oh, sunt cu oile mele, uite cât am. Oh. Am Atalie, de când ești aici așa? De 82 de ani. Mânc numai lapte crud. Avem FPV. A few moments later. A dărâmat Jack drona. Și-o căutăm. Ce? De că asta-i da. Jack? Ok? S-a rupt un picioruș, dar se repară. Nu e prima. A câta căzătură e, Jack? A doua. A doua, ai mai rupt un picior, nu? CSF, n-ai CSF, vedeți, bă? Pentru niște cadre, bă, că se luptă artiștii, bă, cât au de suferit, de plătit. Și voi nu dați acolo like, share, subscribe. Și-am făcut praf o dronă, nu era mea.
Dar cine ți-a găsit o ceachi? Ca ți-ai și curăta. Eu number one tracker pe Warzone. De acolo a atins copacul ăla și s-a dus până pe acolo. A plonjat vreo 50 de metri. Sărac, e nașpa când se întâmplă. E chiar nașpa, știu. Dar na, dacă e un pilot foarte prost. Eu nu mișto, dar un pilot execrabil. Happy, oh, the happy dog. Or just a happy, happy, happy dog. So look at that, a happy. Pe oh, the happy dog. Da, 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 fatala. Unde, mă? Arată-ți fața, cochilie! I-am dat headshot de aici. I-am dat down, poate are down. Self. I-am dat down. Copile, ai self revive? Stai că-i dau cu grenada! No, no, n-a prins. Prieteni, haideți să mâncăm înghețată! Vorbește cu... Mamă! 10 ani de cocoș stau în spatele acestui. Am venit la înghețată, în Sâncraiu, lângă Morlaca. Înghețată bună, naturală, făcută acasă! Poți să o link și eu puțin pe a ta? Da, te rog, ia. Gata cu înghețata, sunt Nielu Cortea. Eu sunt adevăratul Nielu Cortea. Aici, apă... Așa, da, adevărat. Acum, da, toată lumea o să trichetă că tu ești adevăratul Nielu Cortea, pentru că tu ești adevăratul Nielu Cortea. Dar mâncăm și pe aia mergem la aeroport, că pleacă lumea. Am lins-o bine de tot. A lins, a lins. Mi-a plăcut mult de tot. Am lins-o și pe a mea, și pe a lui. Ales la și pe alu cumnată s-o am lins-o. Și pe alu nevastă mi-am lins-o. Le-am lins pe toate. Ok, îmi cer scuze. Mare lingător. Sunt mare lingător. E lingău. Ceac, ai rupt picioare la dronă, ceac. Și asta a fost tour vlogul de azi. Știu că n-am filmat cât ar fi trebuit să filmez, pentru că na, eram ocupat cu organizarea în continuare. De fapt erau două petreceri separate, cea cu părinții și familia și cea cu prietenii și familia. Doar că la un moment dat familia au venit și ne-au spart petrecerea, ca să zic așa. Au venit aia bătrâni să strice cheful lor la tineri, dar au fost foarte drăguți și chiar au dansat, spre deosebire de noi care... Ne vedem data viitoare, nu uitați de like, share, subscribe, lăsați un like acolo că ajută la reach. Dacă vreți merch, link-ul e în descriere. Dacă sunteți noi și n-ați dat subscribe, poate dați. Mersi mult de tot, dragi oameni buni, ne vedem în următorul Slana.